4 persoane intrați. Deci scanăm un singur bilet. Am luat 2 persoane biletul. Scanăm un singur bilet la 11. 2 bilete aici. Și gata. Ne apare frumos pe ecran. Noastră a luat un singur bilet. Ia să vedem. O singură persoană. Nu, cineva mai luat cu noastră. Doamna. Două bilete. Puteți intra. Gata. Pentru rapiditate, dacă se cumpără biletele mai multe la un loc, scanezi unul singur și sistemul știe. Un bilet, doamna, e un bilet. Ok? Ia să vedem ce avem aici. Un bilet la doamna. Uite spate, are doamna mai multe bilete. Două bilete, unul și un Grand Prix, adică copilul. Pe locuri, e pe locuri ce se ajunge. Ar fi nebunie să facem pe locuri, ar fi toată lumea așa. Căruțelul rămâne jos, nu consumați băuturii în timpul reprezentației, nici nu mâncați. Nu găsați bilete. Da. Ok. Deci este un sistem modern. Aici arată frumos. Doamna a lăsat un bilet cu 40 de lei. Numărul tranzacției. Avem un scanner de barcode foarte elegant, prin care ne putem permite să ne mișcăm mai repede la coadă, să nu mai avem nici acest element de întârziere. Un snop de bilete, 6 bilete, poftiți, 6 persoane, 2 intrate.